Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face o aplicație. Facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Iată și problema, dar înainte de aceasta, cei doi copii își propun să-și amintească noțiunile legate de medianele unui triunghi. Deci ce este mediana unui triunghi? Se numește mediană. Triunghiul are trei mediane, câte una pentru fiecare latură. Cele trei mediane ale unui triunghi sunt concurente într-un punct, numit centru de greutate al triunghiului. Centrul de greutate al unui triunghi este... Să vedem ce problemă și-au propus cei doi copii să rezolve. Se consideră triunghiul ABC, iar punctele M și N, mijloacele laturilor AB, respectiv AC. Se notează cu G, punctul de intersecție a dreptelor BN și CM. Să rezolvăm această problemă. Primul punct ne cere dacă punctul D este punctul de intersecție al dreptelor AG cu dreapta BC, să trecem la următoarea aplicație. Dacă punctul E este mijlocul segmentului GC, iar punctul F este mijlocul segmentului BG, notăm cu punctul Q intersecția dreptelor BE și CF. Să demonstrăm în aceste condiții faptul că punctele G, Q și D sunt puncte coliniare. Să vedem cum facem demonstrația. Ne încadrăm în triunghiul BGC, unde știm că E este mijlocul segmentului GC din ipoteză. Atunci, conform definiției, înseamnă că segmentul BE este mediană în acest triunghi. Știm că F este mijlocul segmentului GB, tot din ipoteză. Rezultă că segmentul CF este mediană în acest triunghi. Dreptele BE și CF se intersectează în punctul Q. Deci cele două mediane, punctul lor de intersecție este punctul Q. Atunci înseamnă că punctul Q este centrul de greutate al acestui triunghi BGC. Dacă notăm cu S punctul de intersecție dintre dreptele GQ și BC, atunci cea de-a treia mediană a triunghiului trece prin centrul de greutate Q. Cu alte cuvinte, GS este mediană în acest triunghi BGC. Asta înseamnă că punctul S este mijlocul segmentului BC. Am văzut anterior și faptul că punctul D este mijlocul segmentului BC. Cum un segment are un singur mijloc, înseamnă că punctele S și D coincid. Dar punctul S era punct de intersecție între dreapta G, Q și BC. Asta înseamnă că punctul Q aparține dreptei GS. Deci înseamnă că punctul Q aparține dreptei GD. De unde rezultă faptul că punctele G, Q și D sunt puncte coliniare. Deci am văzut că punctul S coincide cu punctul D.
Altfel spus, punctele G și Q aparțin dreptei AD. La următorul punct al problemei, trebuie să calculăm raportul segmentelor AD și GQ. Dacă ne încadrăm în triunghiul ABC, am văzut că segmentul AD este median în acest triunghi, iar punctul G este centrul de greutate al triunghiului ABC. Știm că centrul de greutate al unui triunghi se află pe oricare mediană la două treimi față de vârf și o treime față de bază. Asta înseamnă că segmentul GD are lungimea egală cu o treime din lungimea medianei AD. Deci, cu alte cuvinte, AD va fi egal cu 3 ori GD. Dacă ne încadrăm în triunghiul BGC, am văzut că în acest triunghi GD este de asemenea mediană și că punctul Q este centrul de greutate în acest triunghi. Deci știm că centrul de greutate este pe oricare mediană la două treimi față de vârf și o treime față de bază, deci de data asta GQ va fi egal cu 2 supra 3 din mediana GD. Să calculăm raportul AD supra GQ. Egal cu AD-ul am văzut că este 3 ori GD, iar GQ este 2 supra 3 ori GD. Putem să simplificăm cu GD și ne dă egal cu 3 supra 2 pe 3. Adică 3 împărțit la 2 supra 3, care va fi egal cu 3 ori inversul 3 supra 2 și efectuând înmulțirea obținem 9 supra 2. Cei doi copilași vă mulțumesc pentru atenție. Eu vă aștept pe data viitoare. La revedere!